30 de noi cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți. De asemenea, încă o persoană a pierdut lupta cu viața în urma infectării cu noul coronavirus. De la începutul pandemiei și până în prezent, în județul Mehedinți, 88 de persoane au decedat. Numărul cazurilor de COVID-19 se schimbă de la o oră la alta în județul Mehedinți. Încă 30 de cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, 1741 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, din care 95 persoane internate, 130 izolate la domiciliu asimptomatice și 88 decedate. Epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 858 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 95 persoane se află internate, din care 10 persoane sunt internate la secția ATI, 130 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1741 de persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 30 de cazuri de îmbolnăvire și 88 persoane au decedat de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces la o persoană de sex masculin, vârsta 85 de ani. Persoana a fost confirmată COVID-19 și internată în data de 20 septembrie. În data de 19 octombrie a fost declarat decesul. Persoana suferea de mai multe afecțiuni cronice. Precizăm că rata incidenței cumulate COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856 din 2020, este de 0,74. Încă un deces a fost înregistrat în ultimele 24 de ore la o persoană de sex masculin în vârstă de 85 de ani. Se pare că virusul face în continuare victime printre persoanele vârstnice. După cum arată numărul de îmbolnăviri, situația se schimbă de la o oră la alta, iar cetățenilor nu le rămâne decât să respecte măsurile de protecție impuse.